Bine v-am regăsit! În cadrul seriei de videoclipuri dedicate rezolvărilor de probleme, azi voi rezolva o problemă dintr-un domeniu în general mai slab reprezentat prin probleme, un domeniu din cadrul opticii și anume cel al mărimilor fotometrice. Fac acest lucru deoarece astfel de probleme au foarte multe aplicații practice, de pildă legate de iluminare, cum va fi cazul și în problema noastră. Și această problemă pe care vă prezint azi ne permite să găsim o relație foarte folositoare, după cum veți vedea. Vom avea nevoie de aceste două formule, după cum vedeți. Fluxul luminos se poate calcula înmulțind unghiul de 4π, unghiul solid de 4π steradian cu intensitatea luminoasă, iar iluminarea luminoasă într-un punct se poate calcula ca fiind intensitatea luminoasă împărțită la distanța la pătrat de la sursă până la punctul în care ne interesează iluminarea, înmulțit cu cosinusul unghiului de incidență, pe care l-am notat de data asta cu alfa. Și acum, dacă știm că va fi vorba despre mărimi fotometrice și nu energetice, pentru a simplifica lucrurile, nu voi mai scrie indicele L de fiecare dată, nici pentru iluminare, nici pentru intensitate, nici pentru flux, voi scrie doar E, I și Fi și vom înțelege că ne referim la mărimile fotometrice. Mai avem desigur nevoie și de niște relații matematice și geometrice, dar de astfel de lucruri avem nevoie la rezolvarea oricărei probleme. Să vedem întâi enunțul. Încep cu o observație foarte importantă. Enunțul nu specifică la ce înălțime este sursa de lumină, așa că o putem pune unde vrem noi. Să vedem de ce e important acest lucru. Enunțul spune care este fluxul minim pe care trebuie să-l aibă o sursă luminoasă pentru a obține o iluminare de 5 lux în colțuri. Trebuie să găsim, deci, unde trebuie să fie o sursă pentru ca iluminarea în colțuri să fie maximă. Pentru că vrem cel mai slab flux cu care putem obține această iluminare. Deci trebuie să găsim poziția optimă a sursei. Pentru că, repet, vrem să avem o sursă cu numărul minim necesar de lumeni care să asigure iluminarea de 5 lux în colțuri. Evident, pentru a ilumina la fel cele 4 colțuri, becul trebuie să se găsească la egală distanță de ele și asta înseamnă că el trebuie să se găsească pe verticala care trece prin centrul dușumelei. Asta e clar. Dar acum s-ar putea ca unii să gândească așa. Iluminarea maximă se obține când sursa se găsește la distanța minimă de punctele pe care vrem să le iluminăm, așa că sursa ar trebui să se găsească pe dușumea, în mijlocul dușumelei, pentru ca să avem iluminarea maximă în colțuri. Dar enunțul spune iluminarea pe dușumea. Asta ne interesează, iluminarea zonelor de dușumea care se găsesc aproape de colțuri. Iar în colțuri, lumina cade oblic. Și de aceea iluminarea se calculează prin formula pe care ați văzut-o. După cum vedeți, dacă punem sursa pe dușumea, unghiul de incidență devine 90 de grade și cosinus de 90 de grade este 0. Deci iluminarea dușumelei este 0 în acest caz. Acum gândiți-vă că în acest desen
Avem o sursă care coboară pe verticală și ne interesează valoarea iluminării în punctul I. Este adevărat că distanța de la sursă la punctul I scade atunci când sursa coboară, ceea ce ar însemna că iluminarea trebuie să crească, pentru că R, distanța de la sursă la punctul I, se găsește la numitor. R pătrat se găsește la numitor. Dar cosinusul este o funcție descrescătoare în primul cadran. Pe noi ne interesează doar unghiurile dintre 0 și 90 de grade. Și așa că în timp ce R scade, ceea ce are ca efect creșterea iluminării, deoarece, așa cum am spus, R pătrat se găsește la numitor, valoarea funcției cosinus scade de asemenea, ceea ce are ca efect scăderea iluminării. Și acum să ne gândim la cazurile extreme. Dacă sursa se găsește la același nivel cu punctul pe care îl iluminează pe dușumea, noi trebuie să ne gândim la o suprafață orizontală, pentru că problema noastră se referă la o dușumea, atunci unghiul de incidență, așa cum am spus deja, devine 90 de grade și iluminarea este 0. Dar și când sursa se găsește la infinit, iluminarea este 0. Și asta înseamnă că trebuie să existe o înălțime la care, pentru o anumită sursă, iluminarea în punctul I este maximă. Și noi va trebui să găsim întâi care este acea poziție optimă a sursei. Putem trece la problema noastră. Deci trebuie să găsim la ce înălțime deasupra dușumelei trebuie plasată sursa pentru a obține iluminarea maximă în colțuri. Asta trebuie să facem prima dată. Vedeți aici un desen care descrie situația din problemă. Am notat cu R distanța de la sursă la colțul camerei. Sursa se găsește, așa cum vedeți, pe verticala care trece prin mijlocul camerei, intersecția celor două diagonale, și am notat cu X înălțimea la care se găsește sursa față de dușumea, pentru că asta vrem să găsim întâi. Unde trebuie să punem sursa pentru a avea iluminarea maximă în colțuri? Știm că iluminarea este dată de relația E este egal cu I supra R pătrat înmulțit cu cosinus de alfa. După cum vedeți în desen, avem triunghiul dreptunghic SOI și în acest triunghi R este ipotenuză. Și atunci R pătrat, care ne interesează pe noi, este cateta X la pătrat plus cealaltă catetă, OI, este jumătate din diagonală, iar diagonala pătratului se calculează cu relația latura înmulțită cu radical din 2. Și atunci, pentru că e jumătate, împărțim la 2 și vine la pătrat. Și atunci R pătrat va fi egal cu X pătrat plus, aici voi avea 2 pe 4, 1 pe 2, L pătrat pe 2. Sau R pătrat este egal cu 2X pătrat plus L pătrat supra 2. Și avem o relație pentru R pătrat. Cosinus de alfa, tot din triunghiul SOI, cosinus de alfa este cateta alăturată este X, iar ipotenuza este R. Și R pătrat are această expresie și atunci R va fi radical din ce vedem aici. Radical din 2 trece la numărător și la numitor rămâne radical din 2X pătrat plus L pătrat. Avem deci această formulă pentru iluminarea dușumelei pe lângă colțuri și expresiile algebrice pentru R pătrat și cosinus de alfa pe care tocmai le-am găsit.
să vedem cum arată expresia algebrică pentru iluminare. E este egal cu I supra R pătrat, 2X pătrat plus L pătrat pe 2, pe 2 îl trec la numărător, 2X pătrat plus L pătrat, înmulțit cu cosinus de fi radical din 2x supra radical din x pătrat, 2x pătrat, de fapt, plus L pătrat. Și atunci E va fi 2 radical din 2 ori I ori x supra, aici voi avea radical din 2x pătrat plus L pătrat la puterea a treia, deci 2x pătrat plus L pătrat la puterea 3 pe 2. Avem deci această expresie algebrică a lui E funcție de x și ca să vedem pentru ce valoare a lui x iluminarea este maximă, trebuie să vedem unde se anulează prima derivată a acestei funcții E de x. Deci avem nevoie de derivata de E pe dx. Să vedem cât este ea. Odată am o parte constantă, 2 radical din 2i, înmulțit cu. Și acum am aici o fracție. X derivat este 1, înmulțit cu numitorul. O să-l scriu de data asta radical din 2x pătrat plus L pătrat la puterea a treia minus x nederivat înmulțit cu numitorul derivat, odată 3 pe 2 înmulțit cu 2x pătrat plus L pătrat la puterea 3 pe 2 minus 1, 3 pe 2 minus 1 înseamnă 1 pe 2, deci radical din 2x pătrat plus L pătrat și mai am 2x pătrat derivat care e 4x înmulțit cu 4x. Totul supra 2x pătrat plus L pătrat la puterea a treia. Am ridicat la pătrat numitorul. Voi scrie doar această fracție deocamdată. Se poate da la numărator factor comun radical din 2x pătrat plus L pătrat, radical din 2x pătrat plus L pătrat, pe lângă. Aici va rămâne radical din 2x pătrat plus L pătrat la puterea a doua. Și atunci am 2x pătrat plus L pătrat minus, aici se simplifică 4 cu 2 și am 2 ori 3, 6, 6x pătrat, totul supra 2x pătrat plus L pătrat la puterea a treia. Și dacă împart și numărătorul și numitorul la radical din 2x pătrat plus L pătrat, aici voi avea 2x pătrat plus L pătrat la puterea 3 minus 1 pe 2, la puterea 5 pe 2. Și atunci în final, dE pe dx este 2 radical din 2i înmulțit cu, la numărător am L pătrat minus 4x pătrat supra 2x pătrat plus L pătrat la puterea 5 pe 2. Aceasta este derivata funcție de x. Prima derivată funcție de x a funcției e de x. Trebuie să vedem unde se anulează. Păi doar numărătorul acestei fracții poate lua valoarea 0. În rest avem doar valori pozitive și semne plus.
Și atunci avem 4x pătrat egal cu l pătrat, adică 2x egal cu l, pentru că pe noi ne interesează doar valorile pozitive. Înălțimea la care trebuie să se găsească sursa este pozitivă, este o distanță. Și găsim o relație foarte simplă, și anume că x trebuie să fie l pe 2. Pentru ca iluminarea să fie maximă în zonele din colțuri, sursa trebuie să se găsească la o înălțime egală cu jumătate din lungimea laturii dușumelei. Un rezultat foarte ușor de ținut minte. Am găsit deci că înălțimea optimă, înălțimea la care o anumită sursă trebuie pusă pentru a avea iluminarea maximă în colțurile unei camere pătrate, este jumătate din latura camerei. Și acum, dacă îi dăm lui x valoarea L pe 2, găsim o expresie pentru această iluminare maximă. E va fi egal cu, dacă veți face calculele, veți găsi, sper că n-am greșit, vă rog să verificați, că E maxim are valoarea 4i supra 3 radical din 3 înmulțit cu L pătrat. Dar L pătrat este suprafața camerei. Iar intensitatea luminoasă se poate calcula folosind fluxul sursei luminoase. Se vede că intensitatea luminoasă este fluxul supra 4 pi steradian. Și atunci E maxim are expresia 4 ori fi supra 4 pi o 3 radical din 3 înmulțit cu S, suprafața camerei pătrate. 4 cu 4 se simplifică și găsim că iluminarea este fi supra 3 radical din 3 pi înmulțit cu suprafața camerei. Și acest produs, 3 radical din 3 ori pi, are valoarea aproximativă 16, așa că în final avem E este egal cu fi supra 16 înmulțit cu S și de aici găsim că fi este 16 înmulțit cu S înmulțit cu E. În cazul nostru avem fi egal cu 16 înmulțit cu suprafața camerei, 4 ori 4, 16 metri pătrați, înmulțit cu 5 lux, dar lux înseamnă lumen pe metru pătrat. Și atunci metru pătrat se simplifică. 16 ori 16 este 256 și fluxul va fi 256 înmulțit cu 5, 5 ori 6, 30, 5 ori 5, 25, 28, 1280 de lumeni. Și am găsit răspunsul la problema noastră, un bec sau o sursă pe care o folosim pentru camera noastră, în așa fel încât să obținem o iluminare de 5 lux la colțurile camerei, pe dușumea, lângă colțurile camerei, trebuie să aibă cel puțin 1280 de lumeni. Dacă are această valoare, atunci trebuie să o punem la înălțimea L pe 2. Evident că dacă
sursa noastră emite un flux mai mare de 1280 de lumeni, se poate pune mai sus. În concluzie, dacă vrem o anumită iluminare la colțurile unei camere pătrate, sau aproape pătrate, oricum formula noastră este aproximativă, dar e o aproximație destul de bună, atunci, în cazul în care vrem să folosim o sursă cu cel mai mic flux necesar, trebuie să plasăm sursa la înălțimea egală cu jumătate din lățimea camerei, iar sursa trebuie să aibă un flux care se poate calcula cu această relație. Mulțumesc pentru atenție, sper că veți putea folosi la ceva această relație. La revedere!